Vă salut, pasionați de sporturilor extreme și nu numai. Astăzi o să facem un scurt review la motocicleta din stânga mea, și anume un CF Moto 800 MT, nou venită în gama CF Moto. Și am pus actuala mea motocicletă în dreapta, un BMW R1250 GS. Le-am pus așa ca să aveți cât de cât o comparație ca dimensiuni și o să facem un pic de comparație și între roți, deci mici chestii așa de detalii, nu facem o comparație directă, că în mod normal ăsta s-ar compara cu 750 sau 850 de la BMW. De fapt cu 850 s-ar compara CF Moto, nu cu 1250. Dar să știți că au anumite lucruri în comun. Bun, haideți să ne focalizăm acum pe partea asta de CF Moto. Aici avem un motor de 800 de centimetri cubi, un motor în linie care dezvoltă 95 de cai putere. Este practic un motor de la KTM, motorul de KTM de 895 de cai. Nu este nicio surpriză. În partea din față avem două discuri de frână. Dimensiunea ar fi 32 de milimetri, 320 de milimetri. Iar la BMW avem de 300 de milimetri, deci discul ar fi ceva mai mare la CF Moto. Partea de cauciucuri, aici avem așa, 110, 80, 19, din coace avem ceva mai mare lățimea, 120, 70, 19, deci cu 10 milimetri, un centimetru mai lat. Ok. Haideți să ne focalizăm pe partea de comenzi și partea de ce primiți practic în buget. Motocicleta de față undeva la 11.000 de euro, 11.500 de euro cu TVA inclus. Verificați pe site și acolo o să fie prețurile actualizate. Ce avem standard la modelul ăsta care este mai scump? Că mai avem o variantă sport care este ceva mai ieftină. Avem în felul următor: mânerele încălzite, șaua încălzită, quick shifter, deci asta m-a surprins foarte, foarte plăcut, că avem quick shifter pe această motocicletă, și pilot automat, deci cruise control. Ce pot să vă spun din start? Asta o conduc și am condus-o. Știu cum merge quick shifter-ul, asta am condus-o din spate până aici în față pentru a duce în showroom. Și pot să vă spun că quick shifter-ul de pe CF Moto merge mai bine decât quick shifter-ul de la BMW. Asta am observat din start, cel puțin în treapta, deci în a întâia, a doua, deci când facem trecerea de la a întâia la a doua, la BMW nu merge chiar cum trebuie, dintre a doua, a treia, a patra, în sus merge ok. Aici merge foarte ok și a întâia, a doua, a treia, deci nu ai nicio problemă. Asta chiar m-a surprins plăcut. Ce mai avem tot așa standard? E scutul ăsta de aluminiu, crash baruri,
și toată motocicleta este full LED. Nu avem niciun bec normal. Clasic, să zic așa, nu normal. Parbrizul, de asemenea, este reglabil. Noi aici îl avem pe cea mai joasă poziție. O să încerc să-l pun chiar la maxim. Să vedeți cam care ar fi diferența. Este reglabil manual. De altfel și la BMW este reglabil manual. Într-adevăr, probabil sistemul, adică sistemul de la BMW un pic mai ușor de folosit și în timpul mersului, că ai doar o rotiță. Pe partea de comenzi, ce mai avem tot standard, e partea asta de proiectoare. Avem niște proiectoare care în mod normal sunt opționale, aici vin standard. Bun. Pe partea de comenzi, o să discutăm un pic mai mult despre afișat și comenzi. Haideți să discutăm un pic de partea de comenzi, partea de infotainment, partea de bord. Avem, normal, clanson, semnalizări, de aici lucrăm cu meniul, cruise control-ul, care este aici pus. Ăsta e butonul de la proiectoare, butonul de pornire, avarii, și aici în spate fază lungă, fază scurtă. Ce pot să vă spun din start? Tot ce vedeți aici, parte de butoane, este ca și la BMW. Aceeași calitate, probabil sunt făcute în aceeași fabrică, nu știu ce să zic, dar efectiv se simte la fel ca la BMW. Încă astea se simt un pic mai smooth, mai premium, dacă pot spune asta, față de cele de la BMW. Mare plus aici. Bun, haideți să trecem la partea de afișaj, care arată într-un mare fel. Deci o diagonală super ok, 7-8 inci, vedeți și voi în specificații. Nu vreau să vă bag mult așa în specificațiile motocicletei, calea le vedeți practic și pe internet. Eu vreau să vă spun partea nevăzută, să zic așa, care nu o vedeți neapărat pe o foaie, pe un site. Partea de display. Deci, ăsta e display-ul normal, cu ăsta, să zic așa, vom rula de obicei. Aici ne arată treptele de viteză, nivelul combustibilului, lichidul de răcire, practic gradele, temperatura exterioară, ceas și alte erori, ABS și așa mai departe, plus modul de condus, care de fapt sunt chiar două moduri, sport și rain. Deci cam asta ar fi tot. Și de aici intrăm în meniu. Și aici avem chiar foarte multe informații. Ce m-a surprins, ceea ce nu avem, cel puțin nu avem la BMW-ul ăsta 1250, e faptul că, într-adevăr, ne arată și acolo presiunea în roți, dar aici ne arată și temperatura din cauciuc. Deci foarte tare. Asta e chiar interesant. 43 de grade ar fi temperatura motorului, încărcarea, autonomia. După care, mergem mai jos. Avem telefon, putem contacta telefonul și atunci automat avem și contacte și putem naviga în acest meniu. O navigație. Asta trebuie să facem niște verificări să vedem. Cred că rulează, adică mai mult ca sigur rulează doar împreună cu telefonul. Similar cumva cu BMW, că și BMW-ul când este conectat cu telefonul, îți arată aici săgeți, stânga-dreapta, câte sute de metri mai ai până la următoarea intersecție, ceva de genul. Așa cred că este și aici, urmează să o testăm. Și aici avem setările, drive mod, deci rain sport. Ce avem important aici? Avem trei trepte de unde putem alege pentru încălzirea în mânere. Ok. Încălzirea în șa, iarăși este pe trei trepte și este foarte interesant. De exemplu, asta eu nu am la BMW, încălzire în șa. Aici ai conexiunea. Aici niște informații în ideea în care îți poți selecta tu ce să vezi, trip 1, trip 2 și așa mai departe. Trip reset, luminozitatea care poate fi și auto sau putem noi ajusta manual. O să pe auto, unități și așa mai departe. Aici cam asta ar fi. Timpul, adică ora
și limba. Bun. Ce mai avem aici? Da, să trecem ușor. De fapt, nu, că v-am arătat setări, navigație. Și aici, iarăși, avem o mulțime de informații. Asta e primul ecran. Mai avem partea de informație până la primul schimb de ulei. Versiunea software-ului. Dacă avem erori. Și aici, iarăși, foarte interesant. Avem trip 1, trip 2. Ăsta e odometru, practic. Ăsta nu-l putem reseta. Și uitați ce frumos arată aici consumul. Avem o chestie de instant. Consum instant, ceea ce la BMW iarăși lipsește, nu o am. Practic îți arată aici pe graficul ăsta cu aproximație cam care ar fi consumul. Oricum, interesant. Așa. Și cam astea ar fi informațiile display-ului. Foarte ok, foarte luminos. Vizibilitate bună și în soare. A bătut și soarele spre el și chiar nu ai nicio problemă. Din punctul meu de vedere, chiar a făcut o treabă foarte, foarte ok. Rezervorul motocicletei este de 19 litri. Șaua este încălzită, dar șaua conducătorului, riderului, șaua pasagerului nu este încălzită. Și ce putem să observăm aici? Că avem direct montat din fabrică suporții pentru cutiile laterale și este undeva la 1000 de euro aproximativ setul complet de cutii laterale plus cutia din spate. Transmisia este pe lanț față de BMW, unde avem o transmisie pe cardan. Bun. Acum, cam asta ar fi motocicleta. Haideți să vă arăt un pic și partea de lumini. O să încerc să întorc motocicleta cât de cât. Bun. Aici asta este faza de drum. Faza lungă, faza scurtă, faza lungă, faza scurtă. Și proiectoarele care, practic, văd destul de bine în lateral. Semnalizări, stânga-dreapta. Iar claxonul este foarte, foarte puternic. Bun. Aspectul mi se pare că e mai frumos ca și BMW-ul, ca și aspect arată mai bine. Handguardurile standard. Avem și priză 12V și o priză cu două USB-uri. Ceea ce chiar ne este de folos. Așa, sistemul de suspensie este reglabil. Suspensia reglabilă, manual, nu electronic, ca la BMW. Bun, haideți să vă arăt și partea de afișaj de la BMW, să faceți o comparație. Că mie mi se pare mai interesant ăsta de la CF Moto și e clar mult mai mare. Și dacă observați butoanele, sunt aceleași. Ăstea parcă nu merg așa. Acum n-aveți cum să simțiți ce simt eu deocamdată. Probabil în câțiva ani o să simțiți și mirosul și ce simte omul, că evoluează tehnologia. Dar feeling-ul butoanelor este mai plăcut la CF Moto. Cel puțin comenzile astea de pe ghidon chiar sunt mai plăcute la CF Moto. Și dacă, hai un pic să observăm o chestie, probabil se aude, nu știu cât se aude pe microfon, o să mă duc eu mai aproape. Are un click așa foarte plăcut, iar materialele sunt chiar identice. Dar feeling-ul e mult mai plăcut la butoanele astea. Foarte interesant. Bun. Haideți să punem contactul. Deci se aude mai robust, dar nu simți mai plăcut atingerea butoanelor. Bun. Haideți să punem și contactul, să vedeți cum arată afișajul de la BMW. Clar mai mic. Și meniul, într-adevăr, e interesant, intuitiv. Să zic așa, în meniul ăsta navighezi ceva mai ușor pentru că ai rotița asta.
dar informațiile care le primești la motocicleta asta nu sunt atât de complexe ca și la CF Moto. De exemplu, aici avem într-adevăr temperatura motorului, aici o să vină temperatura, presiunea în pneuri, dar temperatura nu o vedem. Nu o arată. Aici automat s-a conectat cu telefonul pentru că nu s-a conectat. Și în rest ai ăstea, tripul 1, trip 2 și cam asta e. În schimb, la CF Moto poți într-un ecran să vezi trip 1, trip 2, odometru și consumul instant. Deci e mai bine cumva făcut ecranul ăla ca și, nu știu, împărțire, să zic așa. Ăsta e clar mult mai mic și atunci nu ți încap atâtea informații. Ăla clar e mai ok. Bun. Rezervorul 23 de litri. Nu facem o comparație directă, că nu are sens, că sunt două clase diferite, dar vreau să vă arăt și să vă explic că CF Moto, cel puțin cu CF Moto ăsta 800 MT, a venit foarte, foarte, foarte aproape de partea asta de BMW, gama premium. Cu toate că el nu se vrea a fi premium cumva, adică nu e direct premium într-o gamă premium. Nu știu cum să vă explic. E o gamă de buget. Dar, practic, KTM ar fi gama premium și ei fiind în colaborare cu KTM-ul, se simte foarte mult evoluția acestei motociclete și chiar m-a impresionat foarte, foarte plăcut și pot să spun că, într-adevăr, este o achiziție foarte inteligentă, să zic așa, pentru că primești foarte mult pentru ceea ce plătești. Cam astea sunt motocicletele. O să am ocazia în viitor să fac și un test drive. O să avem și la test drive motocicleta. O să scoatem numere roșii și așa mai departe și o să avem și la test drive. Vă invităm și pe voi la un test drive, dacă sunteți din Timișoara. Și până data viitoare vă doresc mulți kilometri petrecuți în off-road și nu numai, fără evenimente.